cei din sală, dar este importantă așteptarea ta. Dacă tu te aștepți ca Domnul să-ți vorbească, Domnul îți va vorbi. Dacă vrei să participi doar așa la un seminar și să vezi dacă mai ai notițe din când în când, asta vei primi. Dar dacă te aștepți ca Cuvântul lui Dumnezeu să inunde viața ta, asta se va întâmpla. Dumnezeu să o binecuvinteze. Noi avem o vorbă la Biserica Răutrezirii. Vorbește, Doamne, căci robii tăi ascultă. Amin. Lăudați să fie Domnul. Cineva care îl iubește pe Domnul să-l laude. Sunt bucuros, onorat să vă slujesc. Vă binecuvântăm din capitală. Sfinții din Casa Cezarului vă transmit sănătate. Am venit intenționat la Arad și am venit cu toată inima și mă bucur că am venit. Îmi pare bine că am venit. Spune-i vecinului, îmi pare bine că am venit. Vreau să vă felicit și eu pentru organizare. A însemnat foarte mult pentru noi să vedem biserica Viață Nouă, biserica Relevant și biserica Râul Trezirii lucrând cu atâta dăruire și excelență. Haideți să recunoaștem că este excelență aici. Vă mulțumim pentru slujire. Dumnezeu să vă răsplătească. Mergeam de la unul la altul la organizatori și le arătam, uitați-vă ce bucurie, uitați-vă ce închinare, a meritat slujirea voastră, a meritat efortul vostru și se bucurau și ei. Câteodată în iureșul pregătirilor e mai greu să te bucuri. Vrem să-i binecuvântăm și pe cei de la Alfa Omega, partenerii noștri media, și rostim că și ei au partea lor de bucurie. La butoane e greu să prinzi toate aceste revărsări și unde ale Duhului Sfânt, dar rostim că și ei au partea lor de binecuvântare. Vreau să le mulțumesc celor de la Ogna Mureș, fratelui Mihai Decean, în special pentru scenă, pentru ecran, pentru sunet. Înseamnă foarte mult, înseamnă foarte mult, ați ridicat, sala asta e foarte frumoasă, foarte frumoasă, dar fără tot acest echipament nu era la fel și vă mulțumim că n-ați precupețit niciun efort ca slujirea să fie la excelență, la cote mari. Vă mulțumim tuturor, vreau să le mulțumesc colegilor care au slujit înaintea mea, fratelui Mihai Decean, fratelui Nicu Scutariu Fănel Șerban, fratelui Virgil, pentru slujire, pentru că ne-au așezat, ne-au pus în scenă ce înseamnă misiunea lui Iisus, misiunea bisericii. Și în răstimpul care mi-a rămas, eu am fost programat să vorbesc la început, dar așa a fost că vorbesc la sfârșit. Ai avantaje și dezavantaje, că la sfârșit unii își amintesc de cuvintele Domnului, ce ai să faci fă repede. Deci eu nu vreau să fiu în... că eu nu sunt Iuda, da? Deci nu vă gândiți la asta, da? Mustru gândul ăsta. Gândiți-vă la cele de sus, gândiți-vă că Domnul merge din slavă în slavă cu noi și ne duce la... Întotdeauna el păstrează vinul cel bun pentru la sfârșit și prefer să mă încadrez în categoria asta, că... Amin. În misiunea
lui Hristos. Mi-a plăcut că fratele pastor Nicu Scutariu a zis-o din capul locului, misiunea lui Hristos e și misiunea bisericii, că dacă nu e așa, e bai mare, cum ziceți voi, nu baia mare, e bai mare. Așa? Și trebuie să fie o verificare, nu cumva ne abatem de la scopul lui Hristos, nu cumva biserica este atrasă în lume, nu cumva puterea pe care o avem e folosită pentru alte scopuri. Nu trebuie să deturnăm slava, dar trebuie să purtăm slava. Și misiunea lui Hristos a definit-o El. Și vreau să vă spun pe scurt ce înțeleg eu prin asta și ce pot să adaug la cele spuse până acum și spuse bine. Chiar dacă vorbitorul principal a fost cumva reținut de niște probleme personale și n-a putut veni, biserica a știut să se regrupeze și să spună asta e misiunea. Și este și o verificare. Rostim sănătate peste fratele Titus Colțea și ordinea împărăției lui Dumnezeu și să-i meargă toate lucrurile bine și să sporească sănătatea lui, cum sporește sufletul lui. Dar dacă se întâmplă că n-a putut să ajungă cineva, noi trebuie să știm scopul. Noi trebuie să știm misiunea lui Hristos și misiunea noastră. Pentru că dacă nu știm misiunea, nu știm când o îndeplinim. Noi nu suntem aici să facem programe. Nu suntem aici să facem, să viețuim, să trăim, să trecem prin viața asta oricum. Și suntem aici cu un scop. El ne-a trimis. Zice, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Avem un mandat. Avem un mandat. M-am bucurat că aveți un nume bun în obște. Cum a zis, că ești omul cetății. Excepțional. Să zic asta un viceprimar. M-am bucurat. M-am bucurat și trebuie să avem acest nume bun, adică oamenii să știe și la noi la București, mai ales în precampaniile electorale, vin în vizită, vin oameni politici să ne spună câtă nevoie este de noi sau de votul nostru sau de oameni ca noi sau așa. Și e timpul, eu vă spun că este un an în care Iosif vine la guvernare. Este un an în care oamenii lui Dumnezeu ajung să preia pur și simplu controlul. Trebuie să preluăm controlul pentru că biserica este eclesia, este guvernul lui Dumnezeu pe pământ. Și este o misiune, trebuie să știi misiunea. În momentul în care înțelegi că exact cum l-a trimis pe Hristos Tatăl, El ne-a trimis pe noi, în momentul în care înțelege asta, se schimbă totul. Se schimbă totul. Am fost în instituții, diverse instituții, fie de învățământ, fie primării, fie ministere, fie parlament, fie diverse sedii sau direcții ale guvernului și când te duci în capacitatea ta sau în numele tău sau să-ți prezinți cazul, te tratează cum te tratează. Când am înțeles și mi-am luat aer în piept și am zis, eu îl reprezint pe Hristos. Unde nu era voie să intri, eu intram. Nu că intram, mă salutau, poftiți. În momentul în care Hristos și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim,
chiar dacă a fost opoziție din partea samaritenilor, nimeni nu l-a putut opri. Și când înțelegem scopul pentru care am fost trimiși pe pământ, atunci totul se schimbă. Mi-a arătat Domnul în preajma Crăciunului și chiar asta a fost predica de Crăciun, intitulată așa, Darul de timp. Noi intrăm în timp, noi intrăm în timp cu un scop. E un dar faptul că intrăm în timp. Și diavolul și demonii care erau înainte îngeri, îngeri de lumină, au căzut și s-au transformat în îngeri ai întunericului. Dar uitați-vă, diavolul a fost gelos pe faptul că omului i s-a dat darul de timp și el, ființă veșnică, a fost prins în capcana timpului. Și acum mai are puțin timp. El, ființă veșnică, și este foarte furios, spune Apocalipsa, că știe că are puțin timp. Păi, dar ești ființă veșnică, ce-ai căutat? Unde ai venit în timp fără scop? Dacă intri în timp fără scopul lui Dumnezeu, ești prins în capcana timpului. Și ți se termină timpul. Cei care își înțeleg misiunea și chemarea au timp. N-am timp, frate, n-am timp. N-am timp să vin la biserică. Ai, serios. Dar să respiri, ai timp. Că rugăciunea, părtășia cu Dumnezeu e respirație. El ți-a dat suflare. Au ajuns și credincioși, au ajuns pe la spital și scriau un pic smeriți, așa un pic rușinat. Acum am timp. Acum am timp, am citit. Să știți că acum am citit din Biblie că am timp. Aș fi vrut să nu, dar acum îngerii care nu și-au păstrat vretnicia sunt ținuți acum în niște lanțuri pentru ziua judecății și au fost prinși în capcana timpului. Și noi trebuie să răscumpărăm vremea. Amin. Și să vedem care ne este misiunea, care a fost misiunea lui Hristos și care este misiunea noastră, fiindcă noi, spune Isaia, îi prelungim, în Isaia 53, îi prelungim zilele lui. El este capul și noi trupul. Și trupul n-are alt scop decât capul. În orice fel de organism normal, capul dă scopul. Dacă e comandă de la cap și trupul face altceva, e disfuncție majoră și trebuie intervenit. Însă trebuie să vedem care e misiunea. Ce zicea Hristos despre sine? În 1 Ioan 3:8 zice: Fiul omului a venit ca să nimicească lucrările celui rău. El ne-a zis de ce a venit. Și zice: cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba chiar va face lucrări și mai mari, pentru că eu mă duc la Tatăl și îl trimit pe Duhul Sfânt. Spunea cineva: auzi, eu nu sunt carismatic ca tine, ca să-mi închidă gura, cum mai vor și alții. Și zic: da, creștin ești? Da, cum sunt? Se pregătea să-mi spună ce fel de creștin e. Zic: iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede. Zice: ah, m-ai prins. Zic: băi, nu, cuvântul, trebuie să urmezi cuvântul. Iată semnele. Noi avem niște semnalmente de recunoaștere. Iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede.
cei care sunt trimiși, cum am fost eu trimis de Tatăl, au niște semne. Și natura întreagă așteaptă convocarea, descoperirea fiilor lui Dumnezeu, ca să fie izbăvită din robia degradării. Ca să se bucure și ea de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Am crezut că eu, în Romani 8 acolo, am crezut că e 19, 20, 21, am crezut că e o greșeală și m-am uitat în original, m-am uitat că acum avem motoare de căutare, avem dicționare, avem... Și m-am uitat. Nu cumva e libertatea fiilor? Nu. E libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Și un copil, și un prunc în Hristos se bucură de libertatea slavei. Dar e nevoie de un fiu matur care intră în moștenire să elibereze natura. Natura nu este eliberată de un copil. Copilul vrea cadea și prăjitură pentru sine. Fiul înțelege că a fost trimis în misiune ca fratele mai mare. În Ioan 10:10, Domnul ne arată un al doilea scop pentru care a venit. Zice, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ce înseamnă viață din belșug? Păi nu înseamnă să cânți cântarea păcătos ca mine noi pe fața pământului. Nu înseamnă aia. Nu înseamnă aia. Nu înseamnă să cânți eu n-am ce zdam, eu n-am ce zdam. Dar de ce n-ai? Tot ce ai, ai de la El. Eram cu fratele Sami Kaba la Rugul Aprins și am zis, ce cântare asta? Și imediat au schimbat-o, dar nu total. Au început să cânte, eu am ce-ți da, eu am ce-ți da, Iisuse, numai inima. Zice, stop. Adică nu-ți face iluzii că nu-ți dau doar inima, nu altceva, nu. Tot ce avem, avem de la El. Și spune să-L onorăm cu darurile de bunăvoie. Și dacă e viață din belșug, dacă vrei să ai, Dumnezeu îți spune, dați și vi se va da. Păi vin primari, vin oameni politici, vin să se uite, îngerii se uită să cunoască. Zicea fratele Virgil că îngerii l-au întrebat pe Domnul, își închipuia, îngerii l-au întrebat pe Domnul, cum e încredințat misiunea bisericii. Și m-am gândit imediat, pentru că avem o formare apologetică, pentru că sunt mulți împotrivitori sau mulți care... Nu, și atunci trebuie să ai răspunsul. Și m-am gândit, ce argument are? Imediat am găsit în Scriptură că îngerii privesc înțelepciunea lui Dumnezeu manifestată în biserică. Și îngerii întreabă, îngerii văd. Spunea Kevin Zadai, un om care în timpul unei operații, intervenții chirurgicale într-o clinică de stomatologie, au făcut ceea ce au făcut americani, da? Și ei, uite, câteodată, au făcut ce au făcut și l-au omorât pe ăsta. Și a fost în cer, au reușit să resusciteze, dar în jumătatea aia de oră, el s-a dus până în cer, când s-a întors, știa să cânte la 14 instrumente la care nu știu vreodată. Și a înregistrat tot felul de albume și spune, și vorbește el și spune, zice, noi avem echipe de îngeri care ne ajută să ne împlinim scopul. Și când noi reușim, sunt și ei felicitați. Știți că la... formulele de mașinile de curse la Formula 1, e, nu știu ce, pilot, dar și echipa e, au schimbat pneurile în nu știu câte secunde și echipa e felicitată și în spatele fiecărui credincios stă o echipă de îngeri care îl ajută să-și împlinească menirea, chemarea, planul.
toate lucrurile. Romani 8:28, noi studiem de o vreme, Romani 8:28, studiem de vreme intrarea în moștenire. Și Romani 8:28 spune foarte clar, toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și frații zic, amin. Citește mai departe, spune vecinul, citește până la sfârșit. Acum n-avem ce să citim, că ecranul ăsta extraordinar are o lipsă, dar asta se rezolvă. Amin. Zice, și anume spre bine celor ce sunt chemați, chemați și mai și răspund, da, zic prezent, da, după planul lui. Deci dacă urmezi master planul lui Dumnezeu, cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea lui, misiunea lui Hristos, misiunea bisericii, misiunea ta în biserică, în planul lui Dumnezeu, toate celelalte lucruri vin după tine. Iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede. M-ați urmărit cu... Odată la noi în biserică am făcut mișcarea asta și am ieșit din camere. Pentru că operatorul plecase să-și ia o cafea. Trebuie să fii atent, trebuie să fii atent. După aceea când m-am uitat că nu mai sunt pe niciun ecran, am revenit. Trebuie să fii în ecranul lui Dumnezeu. Nu ieși din ecran. Nu ieși din plan. În planul lui Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună. Spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. În planul lui Dumnezeu este provizie, în planul lui Dumnezeu, în misiunea lui Dumnezeu este belșug. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și zice în Amplified, în versiunea amplificată, zice, și să se bucure de ea. Să aibă viață și să se bucure de ea. Am avut eu un patron, bani mulți. Dar nu puteau să se bucure de viață, că n-aveau șalom. Unii ne întreabă, mă, sunteți evrei? Ce tot ziceți șalom? Și m-a luat cineva care a venit mai de curând la biserică, i-am zis șalom și el zice, la mine scrie pace. Zic, ok, am înțeles. Am înțeles. Zic, știi ce înseamnă șalom? Uite, atâta e paragraful, definiția în dicționar. Șalom înseamnă că nimic nu lipsește și nimic nu-i frânt. Șalom înseamnă că dacă te gândești la o pizza mare, stai, nu trebuia că suntem înainte de masă. Sau la un tort, nici asta nu trebuie. Dacă te gândești la un întreg și lipsește o felie, nu-i șalom. Dacă ai bunăstare, dar n-ai pace, nu-i șalom. Dacă ai pace și bani, dar n-ai sănătate, nu-i șalom. Dacă ai pace și bani, dar nu sunt copii acasă, nu-i inima copiilor, nu-i îndreptată spre părinți, nu-i șalom. Și decât să ți le zic pe toate astea, zic șalom. Și atunci a zis, șalom. Șalom. Vreau șalom, vreau să fie întregire. Am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ce credeți că scrie în Isaia 54:10? Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar legământul meu de șalom nu se va muta de la tine. Păi nu știi asta? Încep să cânți. Eu n-am ce-ți dau, numai ție nu mai vreau să-ți dau, că am dat și la fiz, că am dat și pe mașină și pe casă, numai ție nu mai vreau să-ți dau. Dumnezeu nu vrea să-ți ia, încearcă să-ți dea. Dați și vi se va da. Amin? Un al treilea scop al venirii lui Iisus a fost, mi-a plăcut cum a zis fratele Ghiță, el a venit să ne aducă împărăția. Și n-a venit să ne aducă o împărăție în care noi suntem robi, a venit să ne invite la coguvernare, să împărățim cu el. A venit să ne aducă împărtășie.
În 1 Corinteni 1:9 zice: credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. El a venit să... Și vreau să vă arăt și din Coloseni. Coloseni 1, 12 și 13. Mulțumindu-i Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Vedeți? Diavolul n-a înțeles jertfa de pe cruce. Diavolul își freca mâinile și a zis: stai că l-am prins pe Dumnezeu, că a făcut o afacere proastă. A plătit prețul maxim în cosmos. Și eu m-am întrebat asta, de ce Domnul a dat maximum din prima? Trebuia cumva să negocieze. Trebuia cumva să negocieze. Dacă noi suntem cumva disputa, sufletele oamenilor sunt în interesul cerului și sunt în interesul iadului și diavolul vrea să ia cât mai mult în iad și Domnul vrea să ia cât mai mult în cer și Reinhard Bonnke spunea: trebuie să depopulăm iadul și să populăm raiul. Și dacă asta e socoteala, trebuia să zic că Domnul, după părerea mea, ani în urmă l-am întrebat: dar de ce n-ai zis cât ar putea diavolul să dea pentru un suflet? Jumătate de planetă, tu trebuia să zici: eu dau o galaxie. Pentru fiecare suflet dau o galaxie. Dar el nu. Sângele scump al Fiului lui Dumnezeu, mai scump fiind, o picătură de sânge mai scumpă fiind decât tot cosmosul, și el o dă pentru noi. Și diavolul și-a frecat mâinile și a zis: probabil, păi stai puțin, asta e o afacere proastă, că pe curat i-am murdărit pe Adam și pe Eva. Și acum dacă i-ai curățit pe ăștia, să vezi cum îi trag înapoi și nu mai ai ce să dai. Că n-a înțeles harul. Harul nu este un paravan pentru păcat. Harul este abilitatea de a trăi în neprihănire. Și El n-a venit doar să ne izbăvească de sub puterea celui rău și să ne lase la îndemâna diavolului în bătaia vântului și a sorții și a valurilor și a COVID-ului și a crizelor și a cutremurelor și prognozează. Așa zic că până în 2030 ne cipează pe toți și ne fac și ne dreg și ne... Nu se poate să facă nimic câtă vreme biserica și înțelege misiunea. Hristos în noi, nădejdea slavă. Cel ce e în... Pune mâna pe piept și spune: cel ce e în mine e mai mare decât cel ce e în lume. Aleluia! Cineva să-L laude! Cineva să-L laude! Cineva să-L laude pe Domnul! Da, n-am venit să ne căinăm unii pe alții. Cum e în Oltenia? Greu. Acum e greu și la Arad. Greu în Timișoara. Greu peste tot. La București, vai, Văleu și Văleleu. Cât mai e, Doamne, de greu? Și Moldova plânge și ea și toți plângem și așteptăm să ne ieie Domnul odată acasă. Că nu ne putem descurca de fel. Nu. Noi suntem mai mult decât biritori. Pune-mă pe piept și spune: eu sunt ce zice El că sunt. Eu am ce zice El că am. Și pot ce zice El că pot. Amin? 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 Elăudați-L pe Domnul atunci. Am venit să schimbăm, am venit să preluăm controlul, am venit să ne intrăm în menire, am venit să ne maturizăm, am venit să intrăm în moștenire, am venit să facem lucrarea Tatălui, am venit pur și simplu să intrăm în misiunea în care ne-a trimis Iisus și pentru care a plătit atâta. Nu ne uităm cu jind la banii din lume. Bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit.
Și în afară de asta, el ne dă bogății îngropate. Au vrut să-l prindă pe Iisus. Perceptorii de taxe. Gata, l-am prins. Și i-au zis lui Petru, fiscul. Învățătorul vostru nu plătește taxele? Petru, care umbla cu săbiuța la el și una, două, îi sărea țandăra. Nu te puneai cu... Harul Domnului a fost că Petru nu mi ți l-a simțit pe Iuda. Ăsta mi ți-l felia ca la măcelărie. Păi robului marelui preot lui Malhu i-a tuns urechea fără să clipească. Bine că l-a potolit Domnul. Nu plătește. Petru zice, bă, plătește. Și dă fuga să ia bani pentru Mântuitorul. Un gest nobil al lui Petru. Domnul îi zice, stai. Du-te la mare, du-te, ia undița și vezi că ăștia se grăbesc, nu o să stăm până prins tu, că tu de obicei stai cu nopțile și... Și că Domnul știe când e scadența. Ha? Domnul știe scadențele tale. Ha? Domnul știe. Și zice, vezi că am poruncit peștelui, am poruncit banilor să vină în gura peștilor și peștele știe exact. Domnul are bogății îngropate și sub acvatic și peste tot. Domnul poate să te scape și poate să te facă o binecuvântare. Domnul nu este interesat să te izbăvească, ci să te transforme într-un izbăvitor. Să-ți dea un steag, să-l fluturi pentru biruința adevărului. Psalmul 64. Da. Și el a venit să nimicească lucrările celui rău. El a venit ca oile să aibă viață din belșug. El a venit ca să ne dea împărăția. Ne-a strămutat, ne-a izbăvit de sub puterea celui rău și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei. Am fost propulsați, cum zice 1 Ioan 1:3, în părtășie cu Dumnezeu Tatăl. El a venit ca să ne ducă în părtășia dumnezeirii. În Iacov 1:18 zice că suntem pârga, cele mai bune din cele din tâi roade ale creației Lui. Ne-a făcut prin cuvântul adevărului, ne-a născut din nou, din învierea Lui, cum zice și 1 Petru 1:3. Noi nu ne-am născut din nou din moartea Lui, ci ne-am născut din nou din învierea Lui. Întâi Iisus a plătit prețul pentru păcatele omenirii. Și de-aia noi putem să spunem, de-aia în misiunea noastră de evangelizare zicem, cine vrea să-L primească pe Iisus? Și unul zice da, și altul zice da, și zicem, acum zi o rugăciune de acceptare. Ce e asta? Ce e rugăciunea asta de mântuirii? Cum putem noi să spunem? Ia uite, Domne, tu spui doar un da și... Păi da, Domne, e acceptul de donație. El a plătit prețul și tu trebuie să dai acceptul de donație. El a făcut tot ce e greu. Tu trebuie să zici dau într-o rugăciune care nu e altceva decât, din punct de vedere juridic, e acceptul de donație. Acceptul de primire a jertfei isprăvite de la Golgota. Și totul este plătit, trebuie să spui dau. După ce a plătit prețul pentru întreaga omenire, ca să fie izbăvită, ca să fie... iertată de păcat, Iisus ne naște din nou din învierea Lui. Și spune în Efeseni 1 că El a desfășurat infinitul, nemărginita putere, nemărginita mărimea puterii sale prin faptul că L-a înviat din morți. Adică nu știu ce aparate de măsură
nu știu cum se măsoară puterea lui Dumnezeu, dar toate aparatele de măsură s-au blocat. S-au dat acele peste cap, pentru că Dumnezeu a atins infinitul puterii Lui când l-a înviat pe Iisus din morți, și din puterea aia te-a născut pe tine. Și din puterea aia te-a trimis pe tine. Și de aceea zice, voi copilașilor, 1 Ioan 4:4, voi copilașilor i-ați biruit. Pe cine? Pe toți dracii, pe toate bolile, pe toate crizele. Pentru că cel ce e în voi e mai mare. Dacă nu știi că asta e misiunea ta, dacă nu știi că asta e misiunea bisericii, dacă nu știi, o să supraviețuiești, o să te ferești. Stai că să filmează, să nu mă vadă, să nu mă vadă, dacă mă vede, dacă mă știe, dacă mă știe. Înainte ne mai feream pe la școală, acum copiii noștri cresc în slavă. Și fata noastră se duce la profesor și zice, domnul sau doamna, eu sunt de la Pocăiți. Tata-i pastor. Că a întrebat-o, cum ai serbat Halloween-ul? Și ea se ridică, eu? Halloween? Tata-i pastor. A, iertați-mi, no, să vă spun acum. Stai, nu, no, no. Ați început acum să vă spun. E o sărbătoare demonică. Stai, nu, ba da, tata-i pastor. Eu n-am ce să zic așa, mă, nu, stai. Trebuie să avem îndrăzneală, pentru că cel ce e în noi e mai mare decât cel ce e în lume. Când te duci în numele lui Iisus, autoritățile, înțeleg, se uită la tine. Mi s-a întâmplat ca la o primărie să mă duc, nu se așteptau la atâta dârzenie. Nu se așteptau la m-au respins de atâtea ori. De eu de fiecare dată mă duceam în numele Domnului și am ajuns să schimb procedura în primărie. S-a schimbat procedura. Cei de la cadastru, cei de la ăștia, își făceau cruce, uite cum face. Și până la urmă s-a schimbat procedura. Și știu că a fost pentru că un copil de Dumnezeu, un fiu de Dumnezeu a fost acolo. Și nu m-ai întrebat de ce ți se întâmplă toate astea, ci se întâmplă ca să faci țara cu putință de locuit. De ce i-au închis pe Pavel și pe Sila? De ce a îngăduit Dumnezeu? Pentru că ei știau prin laudă, prin închinare, să deschidă ușile. S-au deschis ușile și la bucătărie. S-au deschis toate ușile și la cămară, și la visterie. S-au deschis toate ușile. Toate ușile închise s-au deschis și toți cei care nu știau să fie izbăviți au fost izbăviți. Trebuie să înțelegi scopul. Noi preluăm scopul lui Hristos. Noi preluăm scopul lui Hristos. Și uitați-vă ce zice în Efeseni 4:11. Zice, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților. E cum desăvârșire? Că noi om fi desăvârșiți, colo sus în cer, până atunci, păcătos ca mine noi, pe fața pământului. Și cine este din Dumnezeu nu păcătuiește, nu poate păcătui. Și am găsit noi explicații teologice. Nu rămâne în păcat, dar tot mai păcătuiește. Și la un moment dat m-am întâlnit cu niște credincioși în altă țară, în alt continent, nu vă spun unde, ca să nu tușiți unii. Și mi-au zis, în continentul tău, la Colorado. Și eu eram supărat pe ei, că ei ziceau că ei nu se îmbolnăvesc. Zic, mă, ce tupeu aveți, mă. Cum să nu vă îmbolnăviți, mă? Toți se îmbolnăvesc. Nu,
dacă ai în tine conștientizarea prezenței lui Dumnezeu și că cel ce e în tine e mai mare, nu te poți îmbolnăvi, ești mai mare decât boala. Și după aia, eu m-am dus cumva românește, așa, să le găsesc nod în papură, să le găsesc, să demonstrez că nu e bine, să demonstrez cum... Eram cu niște studenți la teologie, de la un seminar teologic, nu spun de care, și era unul dintre noi și ei alți l-au denumit aripă scurtă. Zic, mă, de ce-i ziceți așa? Și el stuia, și dacă îi se arată un înger din cer, după vedenie zice că a avut o aripă mai scurtă. Adică sunt unii care caută nod în papură, și am fost și eu, recunosc, am fost și eu așa, și căutam, mă, voi aveți tupeu, vă sunteți obrazniși, cum adică nu vă îmbolnăviți? Adică noi nu știm cum să ne mai vindecăm de câte o boală, nu de toate. Cum zicea cineva, mă, nu te ruga pentru amândoi genunchii. Doar unul să-mi rămână de pensie, mă. Mă lasă că trag eu un picior și trag și pensia, că dacă te rogi, că am zis, zice, nu te ruga, că pe tine te ascultă Domnul și eu scap de pensie. Scap de boală, scap și de pensie. Și noi nu știm cum să ne apărăm nevoile și neamul și durerile și așa, și așa. Și voi când... Și după aia tupeul lor merge mai departe și zice, și nici nu mai păcătuim. Zodo, te dai aici. Păi zice, nu scrie acolo cum este el, așa suntem și noi în lumea asta. Măi, metaforic, mă, noi toate care vulpea cu strugurii. Dacă nu putem ajunge, e metaforic, e alegoric, nu e ceea ce pare, nu e. Nu poate, cum să fie. Și zice, dar vezi că nici tu nu mai poți păcătui. Eram doar cu un român, eram... Și toată noaptea ne-am frământat. Cum să nu mai păcătuim noi? Eu vă spun că în zilele alea, cred că am păcătuit de 10 ori mai puțin. Că dacă au zis că... Eu știam, unul ian, unul cu nouă, dacă ne mărturisim păcatele, el e credincios și drept. Și dacă tu crezi, dacă tu diminuezi scopul, misiunea lui Hristos în viața ta, ai lasă că El a făcut și noi mai mergem și cum păcat, și fără păcat, cum zicea Richard Wurmbrand, și un credincios de duzină. Păi merge așa, doar suntem români, mă. Merge așa. Și când am auzit că nu mai putem păcătui, zic, mă, de ce, cine ne-a pus să venim aici, mă? Ne mai și prigonesc alții. Zic, mă, cine ne-a pus, mă, auzi că nu mai putem păcătui, mă? Și conștientizarea, da, conștiința orientată spre neprihănire te ajută să nu mai păcătuiești. Am văzut asta în eliberare. Mergem și noi la penitenciare, mergem și noi și când le spui criminalilor, când le spui infractorilor că Dumnezeu îi iubește, că Dumnezeu le dă o natură nouă, că Dumnezeu îi ajută. Am fost odată la penitenciar, asta era lucrarea Lidei acum cu penitenciarul de femei și ce ne-a pus Domnul să facem, am dus filmul cu Ben Carson cu mâini înzestrate și am tăiat o secvență că nu ne lăsa să-l dăm pe tot și am zis, uite asta, povestea lui e că el era cât pe acest să fie criminal și și-a înjunghiat un coleg de mânios ce era, dar cuțitul a lovit în catarama de la curea, că altfel era închis cine știe câți ani pentru crimă. Și mâinile alea criminale au devenit mâini înzestrate, fiindcă mama lui s-a rugat pentru el. Și după aia am zis, care dintre voi a păcătuit cu mâinile? Acum erau la închisoare, cu ce păcătuiseră cu mâinile?
Care vrea să mă rog pentru mâinile lui sau mâinile ei ca să devină din mâini de infractor mâini înzestrate de Dumnezeu? Dumnezeu îți schimbă natura și când auzi că El ți-a dat, El ca să ne ducă în părtășie cu El, oricât de mult v-ați iubi cățelușul, pisicuța, nu puteți să aveați părtășie cu pisicuța și cu cățelușul. Nu-mi scrieți scrisori. Nu. Părtășia este între făpturi din aceeași clasă. Și ca să avem părtășie cu Dumnezeu, ne-a dus în clasa Lui. Ne-a făcut părtași naturii Lui. Ne-a dat numele Lui. Și asta este răspunsul la întrebarea, dacă credeați că am divagat și am uitat, Domnul să vă ierte. Când am întrebat de ce ai plătit prețul maxim în cosmos, El a plătit pentru chipul Lui. El a pus chipul Lui în noi. Chipul lui Dumnezeu nu se răscumpără cu stelele, că în stele nu-i chipul Lui. Chipul Lui se răscumpără cu sine. Și el a venit pentru că ai mare valoare, oricât de mult te-ar degrada societatea și toate astea, tu ai mare valoare, ai preț mare de tot și nu trebuie să te vinzi pe nimic. Și El a venit să ne răscumpere pentru că a pus în noi chipul Lui și ne-a dat numele Lui. Auzi! Noi suntem numiți după numele Lui. Până la urmă, cam așa e, că n-ai capul, dacă e capul Răzvan, corpul cum e? Tot la numele ăsta răspunde. Și noi suntem numiți după numele Lui, El ne-a făcut una cu El. Ne-a dat un destin extraordinar. Misiunea noastră, frați sfinți și surori sfinte, misiunea noastră este să fim ca El. Amin. Și aici am găsit un verset, noi să zicem, când îl vom vedea, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Dar cum rezolvați cu 1 Ioan 4:17? Cum este El? Așa suntem și noi în lumea asta. Cum este El acum în cerul Lui, așa suntem și noi în lumea aceasta acum. Asta e misiunea. Misiunea, uitați-vă ce zice în Efeseni 4:11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Desăvârșirea sfinților. Fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru din ceruri e desăvârșit. Fiți sfinți cum eu sunt sfânt, zice Domnul. Dumnezeu nu e interesat de cea mai bună versiune a ta. Mi vorbesc cu câte unul și zic, nu mai ridica tonul. Eu stai ton ridicat, să vezi când ridic tonul. Nu te mai ceartă. Bă, asta nu e ceartă. Vrei să vezi cum e cearta? Eu așa sunt. Nu ne interesează eu-ul tău, firea ta. Ce? Îl urmează pe Domnul, da? Și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Trebuie să umblăm prin Duhul. Dacă trăim prin Duhul, să umblăm prin Duhul. Amin? Și zice, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței cultului, bisericii, doctrinei celor de la București. Trebuia să zic celor de la Arad,
Celor de la Timișoara, nu, atunci era în mâine în toată țara. Nu, nu, nu zice așa. Nu zice așa. Scopul lui Iisus pe pământ a fost să ne facă exact ca El. Și oamenii să ne vadă pe noi cum l-ar vedea pe El. Și zice, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de o mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Pe Dumnezeu nu-L interesează cea mai bună forma ta. Mă, dă tot ce poți mai bun pe scenă. Când prinzi basul ăla, fă-și o fandare. Când cânti la clapa aia, cântă și așa. Cânti la chitară, când mai cântă unii, cântă și după ce afă așa. Mai cântă unii. Nu vrea Dumnezeu cea mai bună formă ta. Vrea să fii ca El. Ne-a dat natura Lui. 2 Petru 1 cu 4 ne-a făcut părtași naturii Lui. Ne-a dat numele Lui. Ne-a dat cuvântul Lui. În raportul de încheiere de misiune din Ioan 17, Domnul îi prezintă Tatălui, printre altele, le-am dat cuvântul Tău. Ca și când ne-a dat o mare comoară. Păi ne-a dat mare comoară. Din cuvântul ăsta s-au făcut toate. El care a zis să strălucească lumina din întuneric. Nu știu dacă ați auzit de sonoluminiscență. Ați auzit? Am întrebat mulți ingineri. Nu sunt mulți la curent cu sonoluminiscența. S-a descoperit că prin vibrații de ultrasunete, deci sunet de înaltă frecvență, da? Din ultrasunete, în apă, generează la un moment dat bule de aer, un anumit tren de impulsuri de ultrasunete și în întuneric se formează, citiți pe internet, sonoluminiscență, se formează lumină. Lumina strălucește în întuneric. Când ai citit asta, am zis, Dumnezeu chiar își îngreunează viața. Cum adică să strălucească lumina din întuneric? Adică nu trimite lumina din cer, cumva, înțelegeți ce e acolo? Lumina aia nu-i trimisă. El nu e umbră de întuneric. Și cum vine lumina? Prin cuvânt. Noi suntem epistolele Lui. Noi suntem transformați în lumină. Noi nu suntem purtători de lumină, că am devenit lumină. Înainte eram întuneric și acum suntem lumină. Și Dumnezeu nu e interesat de cel mai bun, cea mai bună forma ta, de cel mai bun tu, da, noul tu. Noului tu îi place pe iPhone, nu știu cât, sau Samsung, nu știu cum. Noul tu, Dumnezeu este interesat să-L reprezinți pe El. Nu se lasă până nu ești ca El. Și pentru asta ne duce în, ziceți cu mine, 1 Ioan 16. Ziceți, 1 Ioan 16? Nu, Ioan 1 cu 16. Ioan 1 cu 16. Romani 1 cu 17. Ziceți cu mine, ca să țineți minte. Ioan 1 cu 16. Romani 1 cu 17. Da, am crescut unul la acolo. Și 2 Corinteni 3 cu 18. Hai să citească cineva.
Ioan 1:16, repede. Ioan 1:16, cine citește? Și altcineva Romani 1:17. Și altcineva 2 Corinteni 3:18. Și să veniți să mă ajutați echipa de la Viață Nouă. Asta e semn bun că ne apropiem de încheiere. Odată v-ați lumina. Asta e Ioan 1:16. Am primit har după har. În Fidela zice har peste har. Ce înseamnă har peste har? O construcție de har. Har peste har. Har peste har. Har peste. Nu har după har, adică s-a dus harul de ieri. Nu, 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 îl păstrez și adaug și este un edificiu al harului. Și este un har, el ne dă un har și mai mare, da? În Iacov zice asta. El ne dă un Iacov 4:16 zice, el ne dă un har și mai mare. Și dacă ai avut har să păstorești doar 50 de oameni, ca să ajungi la 100 de oameni, îți trebuie har mai mare. Și El îți dă har și mai mare, pentru că trebuie să mergem din har în har. Cine a găsit Romani 1:17? Ok, deci din har în har, acum din credință în credință, da? De la credință la credință, da? Din har în har. Și în 2 Corinteni 3:18. Din slavă în slavă. Ziceți cum e, din har în har? Din credință în credință? Și din slavă în slavă. Zice că suntem transformați, că dacă nu puteam să-i suport pe nu știu cine, acum pot să-i suport și sunt un eu mai bun sau am de... Nu. Zice, ești mai asemenea fiului său. El nu se lasă până nu te face ca sine. Trebuie ca în Romani 8:30 spune și de la 29 și zice pentru că pe cei care i-a cunoscut mai dinainte i-a hotărât pe cei care i-a hotărât i-a chemat, i-a proslăvit pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și scopul lui este să aducă împărăția. Este să ne ducă împărtășie, este să aducă mântuirea, este să nimicească lucrările celui rău, dar prin niște ucenici, prin niște fii care seamănă leit cu el. Cum este el, așa suntem și noi în lumea aceasta. Am fost răstignit împreună cu Hristos și acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Înțelegeți scopul? Că toți pastorii și toți predicatorii își dau seama că secretul e în părtășie cu El, că ce se întâmplă când te ridici și vorbești, se ridică și viața ta de rugăciune sau lipsa ei. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, zice Cornilescu, dar în Fidela zice în credința Fiului. Cum adică în credința Fiului? Frate, n-am credință. Comută pe credința Fiului. Nu mai am timp să vă zic, dar El ne-a dat acces și la gândul Lui. El ne-a dat mintea Lui. Să judecăm mintea Lui, cu gândurile Lui. Sunt acamată și...
urmează o rafală de binecuvântări. E rândul meu să vă binecuvântez. Este una dintre cele mai frumoase slujbe ca pastor să binecuvântezi, să te conectezi la sursă și să rostești binecuvântarea. Am întâlnit un pastor în Italia și zic, mă, tu ești o inspirație pentru mine. Cum ai ajuns tu în Polonia și în China și ai adus atâția și faci, mă, de câte ori mă întâlnesc cu tine? Zice, ai uitat că tu m-ai binecuvântat? Zic, când? El avea poză, el avea înregistrare. Zice, tu m-ai binecuvântat. Mi-ai zis că o să am dar de vindecare și că o să mi se deschidă națiunile și eu am reluat binecuvântarea ta în fiecare zi și s-a întâmplat după cuvintele tale. Nu mai știi. Zic, nu mai știam. Pe cel ce mă mărturisește înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului, zice Matei 10:32, înaintea Tatălui. În Luca zice că îl va mărturisi înaintea îngerilor. Luca 12:8 zice că îl va mărturisi înaintea îngerilor. În Matei 10:32 zice că vor mărturisi înaintea Tatălui. Și ai tendința să te lași purtat de efectul viitorului și să zici că la înviere, la ziua de apoi, la aia va fi mărturia. Nu e doar acolo. Pentru că tu nu-L mărturisești pe Domnul la ziua de apoi. Tu-L mărturisești aici. Și îl începe mărturia despre tine aici. Dumnezeu întărea cuvântul lor, mărturisirea lor, cu mărturisirea Lui, cu semne și minuni. Îmi place grozav să-L mărturisesc. Și îmi place grozav când El mărturisește despre mine. Eram într-o situație critică. Cu unul dintre copii. Și am zis, Doamne, eu am mărturisit despre Tine. Acum mărturisește Tu. Și Domnul zice, uite-te pe internet. Mă uit pe internet. Pun mâna pe telefon. Voi vedeți ce văd eu? Da. S-a schimbat legea? Da. Când? Acum. S-a schimbat legea? Acum? Da. Și e cum scrie acum? Da. S-a mai întâmplat vreodată în toată istoria României? Nu. Am închis imediat și Domnul zice, uite, așa mărturisesc eu. Cineva să-L laude, cineva să-L laude, cineva să-L laude. Pot să vă povestesc până de seară, dar știu că trebuie să plecăm. Eram la școala de vindecare și mă anunță că pe mama au luat-o cu salvarea ca să moară în salvare. Așa au spus. Și mama mi-a anunțat colegii, uite mă, ce vrea să facă diavolul, eu mă duc, vin la specializare ca să învăț, pentru că îmi doresc, am vrut să mă fac medic, dar când văd sânge, nu. Am vrut de mic să vindec. E
Trimiterea mea, e trimiterea mea. Să-i propulsez pe oameni în împărăția lui Dumnezeu prin vindecare, să le arăt binecuvântarea și bunătatea Domnului și sigur că mântuirea e cea mai importantă, dar ăsta e mijlocul pe care m-a trimis și atunci mă specializez. Cum se specializează alții în reparat de mașini, mă specializez în reparat de oameni. Amin. Și vă mulțumesc că mă celebrați și nu mă tolerați. Și am sunat și uite-mă ce vrea diavolul. Acum când sunt și sun la cineva și zice lasă-mă să mă rog. S-a rugat câteva secunde și după aia a declarat it is well, este bine. Imediat s-a schimbat situația. Mama a împlinit de curând 88 de ani. Imediat s-a schimbat. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Scopul Lui este să transmită împărăția, dar împărăția e înăuntru nostru. Ce fel de reprezentare ești al lui Hristos? Că El a fost oglindirea slavei Tatălui și zice, cum m-a trimis pe mine Tatăl să fiu oglindirea slavei Lui? Așa vă trimit și eu pe voi, să fiți oglindirea slavei mele. Ce fel de reprezentare ești? Ești o copie ieftină a unui original mare? Nu. Timpul ăla în solitudine, timpul ăla în care Domnul zice acolo în Ioan 17 cu 22, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Circuitul slavei, că nu poți să-i furi slava, că zice, eu nu dau slava idolilor, da? Dar le-o dau fiilor, le-o dau copiilor, le-o dau... Și cum zice în rugăciunea domnească, rugăciunea Tatălui nostru, vie împărăția și puterea, dar vie împărăția ta sfințească, se numele tău, căci a ta este împărăția și puterea și slava. Și singurul mod în care păstrezi slava este tot aruncând cununa la picioarele Lui. Haideți să ne ridicăm. Știți care e definiția misiunii lui Hristos și a misiunii bisericii pentru noi? Într-o propoziție, Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în voi, nădejdea slavei. Pune mâna pe piept și spune, Hristos în mine, nădejdea slavei. Cerul nu contează pe cel mai bun tu. Cerul nu contează pe cea mai bună versiune a ta. Cerul contează pe Iisus în tine. Să se vadă Iisus mare de tot. El să crească și tu să te micșorezi până nu te mai vezi deloc. Am constatat că nu-mi trebuie slavă de șartă. E mult mai grozav să port slava veritabilă a Lui. Am constatat că nu-mi trebuie nume. Câtă vreme mă numesc după numele Lui. Am constatat că nu-mi trebuie victorie personală câtă vreme umblu în victoria Lui. Am constatat că nu-mi trebuie my way, calea mea, câtă vreme umblu în calea Lui. Am constatat că e mai bun planul Lui decât planul meu. Am constatat că e mai bine să mă identific cu misiunea Lui decât cu misiunea mea. Am constatat că e fericire să umblu în chemarea Lui decât să-mi inventez chemări. Și dacă înțelegem asta plecând de aici împuterniciți, aș vrea să cântați cânticul ăsta care îmi place foarte mult și vă mulțumesc că ne-ați ajutat să ne închinăm. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați condus în închinare. Și imediat după ce cântăm, vreau să rostim o rafală de binecuvântări și vreau să vă pregătiți la asta.
Noi suntem aici la o nouă sesiune de asemănare cu El. Când plecăm de aici, trebuie să fim la un alt nivel de slavă, la un alt nivel de credință, la un alt nivel de har. Din har în har, din credință în credință, din slavă în slavă. Hai să cântăm și imediat revenim cu binecuvântare. Apăsat. Știu că în prezența ta e pace. Eu zic Iisus, eu voi rosti doar numele lui Iisus până când întunericul e dar aici speranță, libertate. Eu zic Iisus, ești cel puternic, ești cel ce vindeci, ești viață nouă. Rupi orice zi
numele mai presus de orice nume al lui Iisus Hristos, înaintea căruia se pleacă orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. În numele în care am fost trimiși să facem lucrări și mai mari, iar El s-a arătat să nimicească lucrările celui rău, poruncim ca orice lucrare a răului să fie nimicită din viața ta, din familia ta, din lucrarea ta. În numele lui Iisus, rostim că ai ungere de răsturnare de situație. Cum a fost trimis Iisus, ești trimis și tu. Iehu a fost trimis, Ilie a fost trimis să lungă pe Elisei și apoi pe Iehu. Și cum Iehu a doborât-o pe Izabela, pe care nu o dobora nimeni, așa te întorci și tu. Numai că te întorci cu o trimitere mai mare, pentru că tu te întorci în numele mai presus de orice nume al lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus rostim binecuvântare peste Oltenia și rostim că se opresc cu tremurele. Pământul este tare și nu se clatină în numele lui Iisus. Au anunțat tot felul de vijelii în aceste trei zile. Oprim orice coduri portocalii, vorbim cu vremea, vorbim cu vântul, potolim furtuna și facem țara cu putință de locuit. Orice fel de boală încetează, orice fel de epidemie sau pandemie, orice fel de boală la nivel local, la nivel regional, orice fel de disfuncție încetează, rostim că tu duci împărăția lui Dumnezeu acolo unde ești. În Constanța, unde este Doru, în zona aceea, în toată Dobrogea, unde este și Ionica și unde lucrează, în numele lui Iisus, în zone aride ale țării, în Moldova se aprinde, unde este nenea Ilie acolo, în Suceava, și se aprind focuri ale trezirii în numele lui Iisus. Așa cum este la Asbury în America, de câteva zile a izbucnit un foc al trezirii acolo și au dat și la Fox News, și în numele lui Iisus vor recunoaște autoritățile contribuția voastră la binele cetății în numele lui Iisus, în toate orașele, în Făgăraș, în Satul Mare, în Bistrița, peste tot, în Arad, peste tot, în Cluj. Avem atâta nevoie de făclia lui Dumnezeu, de reprezentare divină în Cluj, acolo unde este Antol și alte manifestări ale întunericului. Lumina să prevaleze în numele lui Iisus. Rostim că prevalează lumina în orașul tău, la Ogna Mureș, în orașul tău, peste tot în țară, peste tot în Pitești, în Argeș, peste tot, în numele lui Iisus, la București, sigur că da, în Timișoara, peste tot în Rupea, în Brașov, peste tot, de oriunde ești, rostește, în Alba Iulia, rostește numele orașului tău și pune numele lui Iisus peste oraș, pune numele lui Iisus peste lucrarea ta, pune numele lui Iisus peste tine, noi ne numim după numele Lui, pune numele lui Iisus peste familia ta, în toate localitățile limitrofe, câte nevoie avem să strălucească lumina din întuneric, câte nevoie avem de tine, câte nevoie are cerul. Hristos în tine e nădejdea slavei, în Oradea să strălucească Hristos. Acum lumina strălucește mai puternic în anumite orașe unde comunitățile de credincioși și-au făcut slujba. Dar fiți încurajați și ceilalți, pentru că Iisus Hristos a poruncit ca lumina să strălucească din întuneric. Răsturnate să fie planurile diavolului. Și rostesc un cuvânt de sănătate. Trimitem cuvântul de sănătate peste pastorul Gigi Furtui. Niciodată nu se mai întâmplă. Niciodată nu se mai întâmplă să fie atacat în numele lui Iisus. Imunitate. Haideți, rugați-vă pentru pastor, dați-vă mâna, întindeți mâna unul către celălalt. Orice atac la nivelul copiilor noștri, cum a fost la fratele Virgil, niciodată nu se mai întâmplă în numele lui Iisus. Ba mai mult, Domnul vă dă un steag să-l ridicați pentru cei care
vreodată vor fi atacați ca cum ați fost atacați voi. Voi să rostiți cuvântul. În numele lui Iisus, rostim vindecare de plină și sănătate peste lineaghiță. La racheta bașucu. Dumnezeu l-a scos din moarte de mai multe ori, l-a scos din boală de mai multe ori. Rostim vindecare, vindecare. Rostim vindecarea finanțelor voastre, vindecarea relațiilor voastre, vindecarea inimii, vindecarea sufletului, vindecarea Duhului. Recata se vindecarea țării. Vindecare, vindecare, vindecare. Recata se tichirabasu. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. M-am hotărât să mă învoiesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu știu să mă descriu așa de bine cum mă descrie El. El m-a făcut și El știe ce pot. Eu pot ce zice El că pot. Eu sunt ce zice. Nu-L mai contrazic. Nu-L mai contrazic. L-a contrazis Moise și îl trimitea și îl spunea: du-te cu putere. O, trimite pe altcineva. Nu. E vremea din urmă. E vremea din urmă și Hristos se întoarce după o biserică slăvită. Recata sechida. Misiunea noastră este să fim ca El. Misiunea noastră este să îndeplinim misiunea pe care El a început-o. În numele lui Iisus, ridică-te. Rostim binecuvântare pentru soțiile de păstori care păstoresc alături de soții lor. Rostim binecuvântare și putere. Putere, un cuvânt spune Domnul, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Rostim binecuvântare peste tineri. Tinerii noștri nu sunt deja. Tinerii noștri nu sunt păcătoși. Tinerii vin ca roa la Domnul. Tinerii sunt puternici și l-au biruit pe cel rău. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în ei și în noi. Rostim binecuvântare pe cei care au trecut de o anumită vârstă. În Biblia mea scrie că El ne întinerește. În Vechiul Testament e o întinerire ca vulturul. Nu accesați pe aia că vă doare. Pe vultur îl doare când își schimbă părul și penele și ciocul și ghearele. Îl doare. Accesați întinerirea prin har. 2 Timotei 1 cu 9 și 10. Viața și neputrezirea. Rostim întinerire. Cineva trebuie să-L creadă pe Dumnezeu. Cineva trebuie să-L creadă pe Dumnezeu. Cineva trebuie să creadă Evanghelia de plină. Cineva trebuie să creadă că El a venit să aducă viață din belșug. Rostesc sfârșitul zbaterilor tale, al chinului tău. În numele lui Iisus rostesc că stăpânești, stăpânești, stăpânești și domnești în viață. Cei ce primesc în toată plinătatea darul și harul neprihănirii, domnesc în viață prin Iisus Hristos. În numele lui Iisus rostim schimbare radicală în comunitatea ta. Te vei întoarce și se vor da la o parte bolile, și se vor da la o parte duhurile rele, și se vor da la o parte lipsurile, în numele lui Iisus Hristos. Fie că ai început lucrarea de mult, fie că ai început acum, este un har al secerișului, este un har al înnoirii, este o vreme, este un nume mai presus de orice nume. Și toți cei ce cred să zic amin. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Favoare de jur împrejur, har de jur împrejur, binecuvântare de jur împrejur, provizii de jur împrejur, protecție de jur împrejur, perspectivă de jur împrejur. De toți cei ce cred să zic amin.
Aleluia! Aleluia! Domnul este bun! Și cred că suntem deja energizați, suntem deja energizați spiritual, nu mai avem nevoie de mâncare neapărat, nu? Dar vreau să mulțumim Domnului pentru tot ce s-a întâmplat aici. Și dacă mai este fratele păstor Claudiu Lepădat, și dacă mai este, rog să vină aici în față să aducă o jertfă de mulțumire Domnului. Nu este, a plecat. Și fratele păstor Ilie Popa, dacă poate să vină aici în față, să mulțumească Domnului pentru aceste patru întâlniri speciale. Toți avem motive de mulțumire, nu? Dar aș vrea pe fratele păstor să mulțumească cu voce tare și după aceea ne apropiem de încheiere. Nu plecați, pentru că sunt câteva lucruri de anunțat. Aș vrea să avem această recunoștință înaintea Domnului pentru ceea ce a făcut El aici. Cred că avem motive de mulțumire și în inima noastră mulțumim cu toții și cu voce tare pastorul Ilie. Domnule Tată, ne închinăm înaintea Ta cu reverență. Niciun cuvânt al Tău nu este lipsit de putere. Niciun cuvânt al Tău nu se întoarce înapoi până nu face voia Ta și până nu primește planurile Tale. Aleluia! Venim să-ți mulțumim pentru un nou sezon. Un nou sezon al retrocederii tuturor lucrurilor furate și pierdute. Este o vreme de restaurare a tuturor lucrurilor și noi venim să-ți mulțumim, Doamne Tată. Intrăm în moștenirea noastră eternă, intrăm în moștenirea noastră eternă și venim să-ți mulțumim. Binecuvântat este numele Tău, glorie numele Tău, că Tu vechezi asupra cuvântului, Tu garantezi cuvântul, că tot ceea ce s-a vestit și tot ceea ce este scris în cuvânt se împlinește în tocmai și la timp. Binecuvântat este numele Tău, binecuvântat este numele Tău, glorie numele Tău. Aleluia, aleluia, mărire, îți mulțumim pentru zilele acestea, binecuvântăm personalul de aici care ne-a slujit. Binecuvântăm, Doamne, și lăsăm în locul acesta o binecuvântare, lăsăm o binecuvântare în Arad, lăsăm o binecuvântare în Ardeal și în toate lucrurile fie binecuvântat în numele Tău. Amin.